S-a suit pe trotuar, a dat o bordură și n-a mai putut să o oprească. Mașina a scăpat fără frâne de pe strada română și n-a mai putut să o oprească și, din păcate, se vede ce s-a întâmplat. Cu a mea, 3 mașini au fost lovite. Conducătorul auto va fi cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și pe parcurs se va stabili exact în funcție de vătămările suferite de victime. Detașamentul de pompieri Megidia a fost solicitat prin serviciul unic de urgență 112 să intervină pentru descarcerarea unei persoane dintr-un autoturism Dacia. Și la Toprivesar, o tânără de 26 de ani și-a pierdut viața. Fata a efectuat o depășire periculoasă, a scăpat mașina de sub control și a intrat într-un copac. Impactul a doborât-o. Conducătoarea auto se afla singură în autovehicul. În urma impactului a rezultat decesul acesteia la fața locului.